mai pot, pupăză. Nu mai pot. Am ajuns la capătul puterilor. Mor oamenii în spitale pe capete și eu mă simt legată de mâini. Ok, și ce vrei să facă? Nu poți să-i salvez. Eu nu sunt Superman. Că s-a dat rolul. E la PNL. Mă las să mă duc în vizită de lucru în Italia. La un schimb de experiență. Că ei au trecut deja prin ce trecem noi și la Bergamo a fost mult mai rău. Sunt convinsă că ne pot ajuta cu niște sfaturi utile. Deci asta era. Fi s-a făcut pofte de turism în miez de pandemie. Bravo, dragă! Țara arde și baba se piaptă. Era o metaforă, dragă. Nu m-am referit la tine, că tu nici nu pari prea pieptănată. Mă speriasem. Auzi, nu mai bine schimbăm noi subiectul, că cine știe ce-ți mai zic astăzi, nu sunt inspirat la metafore. Ei, dacă nu ești inspirat, lasă-le. Pupăză, schimbul ăsta de experiență este vital. Măcar să învățăm să nu repetăm și noi greșelile lor. Ok, dar vezi că pentru schimbul ăsta de experiență nu e neapărat nevoie să mergi până în Italia. Ajunge să intri în teleconferință cu ministrul sănătății de la ei și poți să-ți dea ăsta la toate punturile online. Mm-hmm. Păi știu, eu italiană. Nu nimic, aducem un translator. Translator la online? Păi ăla e pentru întâlniri bilaterale. Bine, dragă, o să-i chemăm pe ei aici la noi ca să evalueze situația în teren. Chitră. Ce ai zis? Da, chiar că n-ar fi rău, dar pentru asta trebuie să luăm niște cursuri de italiană, să rupem și noi câteva cuvinte, că dă bine, adică impresionăm delegația și ne ajută mai cu plăcere. Mă, Emma, ea trebuie să vină azi, mâine, nu peste nu știu câte luni, când reușești tu să parlești ceva în italiano. Dar nu e vorba de luni. Îmi trebuie câteva zile, că italiana se învață repede. Italiana și româna sunt surori de gintă latină. Tu nu l-ai văzut pe Răducioiu cât de repede i-a învățat pe ziariștii ăia? Fii atent! Păi pot vorbi chiar cu el să mă mediteze. Mai ales că în tinerețe a fost feblețea mea. Da, asta e tot ce îmi trebuie acum la palat. Fotbaliști. Hai mă, pupăză, că o să dea super bine dacă îl coptăm pe Răducioiu în echipa prezidențială. Arăți că apreciezi oamenii de valoare care chiar au făcut ceva pentru țară. Și o să te voteze toți microbiștii. Mă rog, fă ce vrei, dar până la microbiști, ocupă-te de microbien și de restul carcalacilor din spitale. Mm-hmm. Cu COVID-ul virgulă în frunte. Da, da, mersi. Mersi că mi-ai dat mie cel mai greu minister. Păi tu și poți. Da. Sunt mâinile, doamna Anca? Mă, Chiorete, de câte ori ți-am zis, mă, să nu mă mai domnește atâta, mă? Că o să-mi trebuiască la un moment dat și tron și sceptru. Și mie nu prea-mi place, mă, monarhia. Tot simpatică, tot simpatică, cum vă știu. Cum... te știu. Vezi. Numai că eu n-am venit pentru chestiuțe simpatice, eu am o treabă serioasă, o problemă. Mare, eu știu, Chiorete, știu, dar eu nu am cum să te ajut. Pentru că eu nu sunt fotbalistă și chiar dacă aș fi fotbalistă, ți-ar trebui 10 fotbaliști ca să scoți câinii de la retrogradare. Știți, știi la ce am venit? Incred! Dar ce treași, dar mie azi mai mă mir, că doar tu ești șefa la vuvuvesc de la 40.000 de kilometri problema la om care vine în fața ta. Poți să mă ajuți și e singura care poți să mă ajuți. Să știi că la Dinamo nu e vorba despre fotbaliști, că aia se mai găsește, nu e problemă. Problema e cu conducerea clubului, nouă conducere ne trebuie. Înțeleg. Păi și ce să fac? Să preiau eu conducerea clubului? Nu, nu e o idee bună. Nu, nu, groapa e o metaforă. E rămâne în groapa de Ștefan cel Mare. Bă, când intra lumea pe teren, oaspeții, bă, târdea chiloții, păi era 7-8-0 numai de când intram pe teren. Nu, vreau să salvez clubul, că e de datoria mea. Că eu sunt cadru care aparțin de minister, nu pot să-i las pe băieți la greu. Eu te înțeleg, dar eu nu știu cum pot să te ajut, pentru că eu bani n-am, expertiză în domeniu n-am, deci nu știu cum să te ajut. Nu, 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 mie să-mi spui cu Vuvu, care-i netremnicul de sabotează clubușorul ăsta? Mă, am cuțat, mie-s vinul cu ce chiorete. Vuvu? Ăla e. Bă, știi cum am dus și ți l-am luat? Uite, și cu stânga, și cu dreapta, și cu... Bă, porcule, care ești măgar! Bă, tu-ți bagi jos de istorie, de tradiții! De ce ne bagi, mă, pe noi la... ne facem de râs? Noi suntem niște oameni, mă, nu porci!
Stai, mă, Chiorete, mă, nu te mai agita atâta, mă, că pentru asta știi ce avem nevoie? Avem de nevoie de un om din afară care să vină să preia frâiele conducerii, înțelegi? Să-l conducă cu mână de fier, ca pe vremuri, mă, când eram eu la club, știi? Când eram eu la club și... Ai fost la noi la club? Cum menajeră? Doamne, Chiorete, eram șefă de personal, mă, semnam toate legitimațiile acolo, lui Sabău, lui Lupescu, Răducioiu. Ei erau subalternii mei, mă. Asta e. Doamne, vezi, ești de datoria ta să salvăm clubul împreună, că doar ai activat. Lupescu, Sabău, Răducioiu. Astea, mă, glorile, mă. Bă, să vie glorile la club, bă, să salveze. Unul de ăștia, mă, cu mână de fer, să... Ajută, mă, Ancuța, că numai tu poți să mă ajuți. Cu vuvu, cu... Fii atent, Chiorete. Tu îl aduci, da? Îl convinzi să rămână la conducere și eu te ajut. Doamne, apără-și, bă. Mulțumesc! Să rămână! Cu vuvu, cu vuvu. Doamna Emma, urmăriți? Ah, da! Din 87, de la primul meci. Dar nu mă mai domni atâta, că mă fac să mă simt bătrână și nu sunt, nu? Certo! Sunteți încă tânără și frumoasă, adică bella e giovane. Ah, ador italiana! Ah, hola! Adică, ciao, scuze per mio ritardo. Ce cauți aici, Ritardo? Am venit să-mi văd și o italiană, că nu se știe când o să-mi trebuiască. Cine e doamna? A, domnișoara, nu se vede? Varvara, ministru al fondurilor europene. Dacă doriți vreodată vreo finanțare sau orice altceva. Păi, dracu, jos, că finanțările le dă premierul, nu tu. Tu ar trebui să faci niște ore de economie. Florin... Cu ce crezi că ar trebui să începem? Cred că ar trebui să începem cu... Cu o mică gustare! Ca să-i arătăm oaspetelui nostru că suntem niște gazde ospitaliere. Dalia Stuparu, șefa serviciului de protocol. Încântat! Și viitoare, mămică, ia uite burtoiul. Pe bune, să nu zici că și ție îți trebuie italiană. A, nu mie, lu' ăsta micu, fotbalistul. E fată! Specialiștii susțin că înclinația copilului pentru limbi străine trebuie formată din frage de pruncie. Uite cum lovește cu piciorul drept. Dacă nu te mai suportă. Ia uitați ce am gătit pentru dumneavoastră. Asta de la cofetăria aia. Da, alaltă. Ancuța, cred că am găsit omul care ne trebuie. E Răducioiu, Răducioiu! Providența mi l-a adus la palat. Ia stai, ce providență? Că tu l-ai adus cu vuvu, cu aoleu, Ancuța! Îți mulțumesc! Să trăiți, șef! Mă scuzați, dar... Ce vedeți, să știți că nu e adevărat, că nu e ceea ce pare. Dar ce pare, Chiorete? Că mă opupam pe Duduia Anca, dar din motive de euforie, șeful. Că mi l-a adus pe Răducioiu la palat să-l fac director la Dinamo. Chiorete, nu te mai obosi cu vrăjeala, că nu Anca l-a adus pe Răducioiu. Eu l-am adus. Dumneavoastră, să vă pupă dumneavoastră. Ne- Mă scuzați, șef, am crezut că așa cere protocolul. L-am adus ca să o învețe pe Emma italiană, dar să știi că n-am nicio problemă până la urmă. Ba chiar recomand și susțin. Da. Ha, păi totul să vă... Mă scuzați, șef, dar nu înțeleg când cere protocolul ca să... Chiorete, până la urmă știi ce? Bagă mare, mă, ca să nu rămâi singur la bătrâneți. Adică mâine, poi mâine... Dacă mă înțelegi undeva, oricum te-am să fie în afara orilor de program ca să nu vadă și ceilalți angajați, că și așa mă chinui să scap de Varvara, da? Așa. Să trăiți. Chiorete, și mai am o rugăminte, să mi-l aduci pe Răducioiu în birou după ce termini aici cu... Am
crezut că așa cere protocolul. Să trăiți. Ce-ți veni, dragă, cu... De unde le scoți? Cu președintele? Vezi că... Da una peste alta. Iartă-mă pentru faza de dinainte cu... Cu președintele, cu încurcătura. Da, așa fericit am fost ca veni răducioși. Și mama, mi-am pierdut auzul reațiu. Uzul capiului. Firul gândirii. Și l-ai găsit? Da. Și ce zice el? Să fac ce zice președintele. Păi da, Chiorete, așa să faci ce zice președintele. Că unde e ordin nu-i tocmeală, nu? Exact. Hai. Mă duc să-i aduc pe Răducioiul în birou la trânsul. Și mare atenție, trebuie să ținem aproape, că doar împreună reușim. Doar împreună, zici. N-ai putea totuși să-mi dai câteva semnalmente de ale tipii? Asta ca să nu ratez în caz că-mi iese în cale. Te rog eu mult. Da. Ceva, om. Hai, mă, că-ți dau. Este așa, e o tipă prezentabilă. Aha. Da. E bine făcută. Da. Da. Și are un tatuaj cu o fiară. Cu o fiară? Fiară! Ce fiară? Pe leu. Și unde l-are? Pe pulpa dreaptă. Sărut mâinile. Ce faci? Hai, mă, mama, vreau să văd cum ți-ar sta și ție cu un tatuaj. Îți dă un look așa mai tineresc. Îți găsești și tu pe cineva mai ușor așa. Hai, mă, iubita mea liniștită, că îmi găsesc eu pe cineva, nu-ți face tu griji. Auzi, dar sper că nu mi-ai pus unul din ăla penibil, da? Măcar atât. Ia e! Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că nu mă lași burlac, Doamne! Haide să începem cu câteva cuvinte uzuale și pronunția lor. Uh-huh. Să zicem... Noi cuvintele, ca să ne rămână în cap. Cum se zice... Ești frumos. Sei bello. Mulțumesc, că mi s-a mai spus. Grazie. Mulțumesc. Cum se zice? Ești genul meu. Sei il mio tipo. Și ce tipo? Cum se zice? Ce faci în weekend? Che cosa fai nel fine settimana? Și răspunsul este? Nu cred că o să-l întreb vreodată pe ministrul italian ce face în weekend, că nu o să-l prindă weekendul aici. Eu zic să revenim la termenii de specialitate din medicină. Cum se dice? A? Inima mea ți aparține. Il mio cuore ti appartiene. Pe bune, mă? Și fraza asta la ce trebuie? Ei, la ce? În caz că discutăm problema transplantului cardiac. Da, care e principala cauza decesului de COVID. Nu să vorbim numai despre COVID, da? Da, mă mir cum de nu i-ai zis direct te iubesc. I-am zis pentru că știu cum se zice. Se zice ti amo, Florin. Adică nu Florin. Ti amo, Florin mi-a scăpat. Exact, bravissima, Emma. Dar știu și eu câteva cuvinte, Florin. Stai în banca, dacă nu te-a scos nimeni la lecție. Ti voglio bene, Florin. Să moară calul. Stima noastră și mândria, Răducioiul, România, generația de aur. Chiorete Ilarie, ministru de interne și câine până la moarte. Încântat, Florin Radu Răducioiul. Marele Răducioiul, și înalt, și frumos, și modest. Doamne, ce vânt de atac, fetelor!
Știți ce făcea Adina, mă? Mă, nu exista etapa să nu bage câte 4-5 goluri. Nici nu-l băga Nea Mircea de fiecare dată ca să nu ia gheata de aur. Probabil că din cauza asta Dinamo a ajuns unde a ajuns. Că nu mai avem un asemenea vârf de atac. Doamne, ce vremuri! Mi-aduc aminte. 90, finala cupii, cu Steaua. Păi, era în fruntare la cuțite. Minutul 3. 1-0 pentru noi. Gol maestru! Situație tensionată. Minutul 42 era 2-1. Care pe care? Bătănică era părul maestru. 3-1! Meciul mergea într-o singură direcție. Când maestru dă plictiseală în 82 la 5-2 pentru noi, a mai marcat o babă. 6-2! Noi nu s-ar fi oprit pentru nimic în lume. Noroc a venit minutul 90. Profesionist desăvârșit. Ce să mai... Wow! Impresionant! Chiar vă pricepeți la date? Bineînțeles! Să știți că până mai ieri am fost cadru în Ministerul de Interne. Deci pe undeva suntem colegi. Colega, hai scutește-mă cu Wikipedia, că noi aici avem treabă cu domnul Răducioiu. Adică degajează, vreau să zic. Doar cunoști termenul din fotbal, nu? Mai pardon cu degaje, că și eu am treabă cu trânsul. Fii atent aici. Noi învățăm italiană. Tu până la italiană degajează și învață română. Da, da, că n-ai ce trebuie. Cum adică? Am costumul ăsta frumușel, am șterg și partea de moștar, ce n-am? N-ai sutien. Și nici eu n-am. Se pare că l-am uitat. Și eu l-am uitat. Tu n-ai nevoie, taci. Domnul președinte, n-am avut nicio cuchiorete. Adică a fost așa un moment euforic, exact cum a zis și el. Nu e nimic între noi. Da, bine, lasă scuzele că iară uit de ce am venit. Și v-am zis că, până la urmă, n-am nimic împotrivă. Vă chiar susțin. Totuși, ei face un bine. Ar avea și el pe cineva să-i aducă o cană de apă la bătrânețe. Lucru pe care mi-l doresc și eu. Că de-aia am și venit la tine. Da? Da, da, da. Ia zi, ce se mai aude cu relația mea cu Melanie? Vezi ceva? Ah, de asta... Da, 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 că doamna Hara mi-a zis că o să iasă ceva. Ba chiar se ocupă personal ca să o aducă pe Melanie de sărbători în România. Ia zi, ce vezi? Intru în ea noul an? Ăsta, intru cu ea în noul an? Adică facem revelion împreună? Nu știu, domnul președinte, că eu n-am cercetat încă revelionul. Adică mi se pare foarte departe, mai e timp. Da, știu. Dar îți dai seama că trebuie să mă pregătesc temeinic să organizez o petrecere grandioasă ca să o impresionez. Ia, stai așa. Chiorete a zis că tu l-ai adus pe Răducioiu la palat cu... mă rog, cu Vuvu, cum zice el. Deci clar că poți să mi-o aduci și pe Melanie. Mi-o aduci? Hai, te rog eu frumos, că m-am săturat să tot fac sărbătorile singur. Că, până la urmă, fiecare v-ați găsit pe câte cineva. Adică, mă rog, tu ești cu Chiorete. A, nu, stai. Ema o să fie cu Răducioiu, că știu că de asta l-a și adus. Dalia o să fie cu tatăl copilului, pe care, apropo, cum zic, cine zicea că e, că îmi scap acum, nu mai... Adică, dumneavoastră ați făcut tot momentul ăsta teatral ca să aflați cine e misteriosul Daliei, da? Nu, drag, până la urmă nici nu mă interesează cine e, dacă sunt cu Melanie de Revelion. Și trebuie să fiu. E un ordin. Hai, te rog eu. Te rog eu, ajută-mă. Uite, dacă mă ajuți, o să te las pe tine cu Chiorete să faceți, mă rog, ce vreți voi, prin anexe, da? Hai. Prin anexe. Vai, ce romantic. Mă și văd prin voliere, printre porumbei. Vai, extraordinar. Ce generos. Chiorete, ieși! Nici într-un caz. Nu plec fără rap. Că mi-a ordonat șeful să-l aduc la trâns un birou. Domnul Radu, haideți, domne, să punem umărul, să scoatem pe băieții noștri din groapa în care sunt afundați.
Și când zic groapă, mă refer la groapa din Ștefan cel Mare, care semnează tradiții, 18 campionate, 13 cupe, semifinale de cupe europene și așa mai departe. Mă refer la situația în care dumneavoastră trebuie să preluați clubul, domne. Ne trebuie o mână de fier, un om vizionar, un om care să ajute clubul să iasă din ce e afundat acum. Haide, spune ce trebuie să faceți ca să dau toate dispozițiunile, că eu pot să vă ajut în poziția mea de ministru de interne. Domnul ministru, eu m-am oferit să ajut, dar nu este așa de simplu. Mai nu e, că nu vă lasă. Știu asta, dumneavoastră sunteți o persoană incomodă. Sunteți unul care spune verde în față ce gândește, adică ce îngușe și încăpușe, el nu-l îngușește. Sunteți un tip incomod. Domne, faceți-mi o listă cu aia de vă enervează și mi-i pune acolo și eu îl reactivez pe Vasilică. Mă ocup eu de cazul ăsta, vă jur. Care Vasilică? Vasilică, fratele meu, prietenul meu, Pulanu. Așa o să-l îndoi pe cocoașa lor până o să urle. Îl vrem pe Radu să ne conducă. Mă ocup, să știți. Cred că trebuie să ajungă la violență. Nu, nu, nu. Fotbalul este despre fair play. Exact. Fotbalul. Dar ce să joacă la noi în club acum nu se numește fotbal, se numește țurcă. Un club de renumele lui Dinamo să se zbață în nisipurile mișcătoare pe la retrogradare. Rușine! Păi noi când intram pe teren era 3-0 din minutul 1. Adversarii tremurau cu cine jucăm cu Dinamo. Mai bine nu venim. Gata, Fiorete, ajunge, ajunge! Tu nu înțelegi că aici nu suntem la procesul etapei? Dacă ai chef de bătut câmpii, tu te dragă la Ovidiu Ionițoaia. Bravissima, Emma! Chiar vă pricepeți la fotbal? Da! Și nu numai. Și eu mă pricep. Știu ce e ăla hopside. Hopside-ul este atunci când atacantul primește mingea în spatele ultimului fundaș advers fără să fi plecat din propriul teren. Da, ce să spun? Ai zis că papagalul și-ai citit din palmă. Stai jos! Doi! Dacă ești așa deșteaptă, ia zi, dragă, ce e Hans-ul? Hans e atunci când Radu oprește mingea pe piept și mingea îi atinge puțin brațul. Ia uite și pe asta. Lasă brațul jos, că scârții, n-auzi? Wow! Bravo, fetelor! Cred că putem înființa o academie de fotbal aici! Vreau! Eu cred că aș putea să joc atacant. Și eu fundașă. Mm-hmm. Eu pot să joc din orice poziție. Da, se vede că ai mingea la centru. Ia uite-mă, ce faci ăla, mă, frate? Ce... bine ai venit, mare blond! Așa fi ironic, te-ai găsit de ciop de ală spart. Tu vezi, bă, că mai ai păr de două dușuri și o burniță. Râs de alții. Te vezi, cum e de aici, că n-am timp de tine. Trebuie să vină Răducioiul. Hai! Care Răducioiul? Care Răducioiul? Fotbalistul, mă, din generația de aur. Trebuia să-l aducă Chioreta aici de 20 de minute. Nu știu ce face, ce... cred că iar s-a dus să-i tragă clopotele lui Anca. Răducioiul îi trage clopotele lui Anca? Nu, mă, Chiorete. Chiorete îi trage clopotele lui Răducioiul? Chiorete lui Anca. Păi zi-mă așa, că m-ai și speriat. Mă uitam ăla să vorba aia de... Dar cred că-i panarea, mă, păi ce să uită aia la Chiorete, aia dita mai maiorul la un amăr de plutonier. Vai de capul lui. Doar că se uite, dar cred că fac și niște chestii. Fac chestii, Chiu? Sunt dragune. Adică Gagica e singurică? N-are pe nimeni? Bă, nu știu că nu i-am cerut foaia de parcurs amoros, da? Așa se pare. Dacă vrea să se cupleze cu oamenii din staff... Vrea să se cupleze cu oamenii de ăsta. Hai, te lasă atunci că mă duc, că poate vine celălalt mare blond și te... Oamenii de ăsta, care v-a să zic? Știi? În tinerețe erai feblețea mea. E bine că doar în tinerețe? Și nu s-a schimbat nimic de atunci. Când auzeam gol, Răducioiu, mă
tata o pe am toată. Și am tot auzit gol, Răducioiu, că vorba aia ai fost mega golgheter. Pot să te rog ceva? Să mai dau un gol? Da. Nu. Să rămâi puțin după curs, să-mi dai un tricou cu autograf. Nu pentru mine, pentru președinție, pentru viitoarele acte de caritate. Cu mare plăcere, dar că nu am niciun tricou. Păi ăla ce e? E tricou alb, de piele, nu e inscripționat. Da, foarte bine, o să se vadă mai clar autograful. Da, dar nu pot să mă dezbrac aici. Ba, poți! Vizitori, că omul ăsta vrea să te dezbrace și nu poate de tine, da? Că de noi nu ți-e jenă, nu-i așa? Că ai făcut-o de atâtea ori la goluri în fața sute de mii de oameni. Da, dar acolo era euforia momentului. Corect. Că și eu am pățit-o cu euforia momentului și a pupat altă persoană din greșeală. Da, și mă, că nu ne interesează. Dacă vrei, îți le creăm noi atmosfera de acolo. Gol! Răducioiu! Ok, bine, bine. Ok, la cererea publicului. Domnul Răducioiu este drăguț și ne oferă tricoul său cu autograf pentru actele de caritate. Dalia, ți-ai nebunit, îmi dezbrăcați invitatul așa, fără nicio jenă? Du-te în bancă. Du-te în bancă. Domnul Răducioiu, îmi cer scuze numele staffului meu aerian și v-aș invita să mergem totuși la mine în birou. Vă rog. Ciao, Florin, grazie mille. Ciao, signore. Răducioiu! Că-l vreau îmbrăcat la mine în birou. Chiorete, ține mine. Să mă dezbrac eu și eu. Mă, ce ți-am ordonat eu, mă? Scuzați, dar n-am putut să-l adun la dumneavoastră în birou, că și că fiindcă asta e ormonată. Și când e ormonată, devin fiar. Tranquilizează-le. Aha. Oi. Ce zâmbești, mă? Ce vrei să ne faci? Ce, să nu vreau să mă dezbrac? Nu. Tu îți pui o glugă pe cap și dispari. Că altfel te fac eu să dispari. Strici tu mie cursul de... italiană. Da, vero. Dar voi ce nevoie aveți de italiană? Fugi. Eu am o programare la ecografie, dragă. Și te rețin, da? Hai. Ce faci, Gărgăriță? Ce cauți aici, Mărlane? M-a trimis pupă să văd pe unii Chiorete. Cred că ai greșit adresa. Aici nu este biroul lui Chiorete, e anexa mea. Așa știa și eu, dar pupăză mi-a zis că lucrurile s-au ca schimbat. Căci că Chiorete ți-a transformat anexa în cloponiță ca să vie să-ți tragă clopotele. E fake news, Mărlane. Ai greșit. N-am nicio treabă cu Chiorete. Deci președintele m-a mințit. Mă rog, nu te-a mințit, pentru că așa crede el, înțelegi? Adică... mă rog, a fost o întâmplare. Știi, m-a pupat Chiorete din greșeală pentru că era foarte euforic și s-a interpretat greșit. Atâta tot. Ah, și tu l-ai lăsat. Păi nu l-am lăsat, dar m-a luat prin surprindere. Păi dacă te-a luat pe surprindere, nu te-a surprins. Mă scuzați? Stai, mă, Chiorete, că el nu mai îi verificam bidoanele. Mai rău. Mă, acum o să creadă toată lumea că mă întind cu toți pe aici. A, lasă, frate, tipu, ce eu sunt toți. Eu sunt cât toți la un loc. Poți să verifici? Da, poți să... O să mă mai atingi odată, Mărlane, o să fii cât toți la un loc, dar la spital. Da. Sigur, eu vreau să vă ajut, dar nu știu cum, pentru că fie vorba între noi. Eu nu mă prea pricep la fotbal. Nici nu trebuie. Ajunge să finanțează reconstrucția stadionului din Ștefan cel Mare. Reconstrucția stadionului, eu știu ce să zic. Un nou stadion ar fi cel mai bun imbol pentru echipă ca să lupte pentru evitarea drogadării. Și toată galeria va aprecia implicarea dumneavoastră. Da, toată galeria. Și cam cât sunt? În toată țara, câteva milioane. Deci voturi serioase.
Că știu că la asta vă gândiți. Da, da. A, nu, 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 nu. Eu întrebam așa, din curiozitate, cât... Mai puțin. Da. Bine, hai că vin imediat. Da, îmi cer scuze, dar trebuie să mă duc la o conferință de presă cu ISU, că știi cum e pandemia. Oricum, ținem legătura și o să fac tot efortul să vă ajut, dar cred că mă întorc destul de repede. Rămâneți un pic aici. Câteva milioane? Să nu uiți să ne dai tricoul promis. Îl vreți acum? Aici? Da, 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 da. Da, l-am dat afară pe președinte din birou. Pot să încep cu năstorașul ăla de sus. Dacă... Anca, ce faci aici? Bună, Radule. Uite ce-ți fac la muncă. Nu, no, glumești. N-ai cum să fii o menajeră. E, nu. Asta e viața, Radule. Undercover. Nu-și mai că erai rămas. Vinem și la o cafea să povestim. Când mă inviți? Păi te invit acum. Ok. Uită-mă! Nici măcar cu visul nu sunteți în stare să țineți legătura. Mă duc acolo, deci... Hai că, uite, s-au mulțit femeile pe capul tău. Cred că ai un magnet la femei, așa ca mine. Dar eu zic să mergem într-un loc unde să putem discuta în liniște. Unde? În bibliotecă. Nu calcă niciuna pe acolo. Hai să mergem. Uită-mă la el! Și așa, madama, i-ai făcut vuvu cu paranormale ca să te scoată la cafea. Relax, n-am nicio treabă cu el. Dacă mă interesa, îl combinam în tinerețe că mi-a fost subalter. Îi vizam legitimația de fotbalist. Așa, ca să știți și voi, eu am fost șefă de personal la Dinamo, da? Du-te, mă! Deci, hai, băgați mare, că nu mă interesează. Uh-huh. Auzi, dar nu poți să spui... Care are șanse mai mari să-l combine dintre mine și mine? Pentru că tu vezi cu paranormalele și să nu pierdem timpul degeaba. Da. Pot, dar nu vreau. Ca și-a omorât competiția. Și el a fost sportiv de performanță. Lui îi place competiția. Îi place competiția. Atunci las. Auzi, eu zic să te grăbești că ți-o iau alea înainte. N-o să ajungă. Convoacă rapid toți miniștrii în sala de ședințe, că vine Arafat. Sărmâna, scuze, îl cătam pe șeful, știi pe unie? Știu. Unii? A plecat cu Răducioiu să discute condițiile în cazul preluării clubului Dinamo. O să fie Răducioiu și s-ar putea să salvăm clubul nostru? Scuze, scuze, m-a luat euforia de cap și m-am repezit, că știu că ești cu mârlanul, nu mai știu. Ai, bă, Chiorete, mă, termină-mă cu mârlanul. Tu chiar crezi că o femeie ca mine se uită la mârlanul? Ce Dumnezeu? Termină cu asta. Chiar, cum am putut să mă gândesc că ai putea să fii cu un camărlanu? Și scuze și pentru... Mai gata cu scuzele, că m-ai nebunit. Termin odată. Ți-am zis ce pățesc, fătălăi? Te-amintești? Nu se mai cuplează cu colega aia bine făcută și prezentabilă și frumoasă și de vreme acasă și care are ea pe pulpa dreaptă tatuaj cu leu? Ai tatuaj? Pulpa dreaptă? Hai tatuaj pe pulpa dreaptă? Hai, mă, Chiorete, că nu pot să-mi dau pantalonii jos, că acum apare domnul președinte. Ce? Hai tatuaj pe pulpa dreaptă. Scuzați, îmi spunea ceva la urechi. Da, știu, nu e nimic între voi, dar continuați că vă potriviți. Vă mulțumim, șeful. Chiorete? Ordonați? Păi, ce faci? Păi, i-a zis, continuați. Și dumneavoastră, când dați un ordin pentru mine, nu se mai discută. Vreau să spun că ar fi păcat să nu vă prindă pensia împreună. Dar grăbiți-vă, că nu mai aveți mult. Trăiți! M-a făcut babă. Nu pe tine, dragă, pe mine.
Ne scuze, iar îmi spunea ceva la urmă. Scuze pentru întrerupere. Ancuțo, vezi că dacă vrei să... chiar și la mine în birou, trebuie să-mi aduci pe Melanie, inclusiv de Crăciun, nu doar de Revelion, pentru că vreau să-mi ofer un cadou all-inclusiv de sărbători. Continuați! Ai auzit ce a zis șeful? Să continuăm! Ce? Ce făceam înainte? Ce făceam înainte? Mă ajutai la curățenie. Corect. Dă-mi pământul. Nu asta, Chiorete, nu asta. Unde... Teo, cu ce dai tu pe jos? Domnule președinte, ce de bunătăți aveți aici! Ce drăguț, mă, ne invita să luăm prânz împreună! Hai să aducem niște scaune! Nu. Voi stați bine, stați bine acolo în picioare, așa. Ia duceți, fetelor! Cum vă simțiți? Fometate puțin? Puțin mai mult. Și noi de la fel? Da. Uite, v-am chemat aici în legătură cu ce s-a întâmplat ieri. I-ai luat tricolul rătuciunii? Putem să-l atingem? Sau măcar să-l vedem. Dacă s-a semnat corect, vreau să spun. Stai liniștită că tricoul este semnat corespunzător și pus la loc de cinste. Acolo unde este locul și unde nu poate ajunge nicio mână murdară și pofticioasă. Eu v-am chemat să vă spun de conferința de presă de ieri. Ce conferință? Aia cu Isu. S-a ținut? Da, normal că s-a ținut, că doar a fost o chestie mega importantă, nu? Foarte importantă și în același timp și foarte interesantă, pentru că am aflat niște lucruri noi despre stafful meu pe care nici măcar eu nu le știam. Adică? Adică, spre exemplu, despre ministrul sănătății, Emma Cucu. Hai mă, pupăză, că tu știi mai multe despre mine decât alții. Într-adevăr, da. Nu știam că ești chiar atât de expertă în a învăța limbi străine. Da. Am înțeles că deja ai învățat italiana dintr-o singură lecție. Ba chiar te dai impresia că nu ai nevoie de profesor. Ti amo, Florin, mă rog, chestii de-astea uzuale, tu le știi. Sunt doar zvonuri astea. Datorită lui Răduciuiu, că e un profesor atât de bun. E foarte bine, păi gata, atunci e stabilit. Săptămâna viitoare o să am o întâlnire diplomatică cu președintele Chinei și cu celălalt Africii de Sud. Ce tare! Da, și aștept de la tine un referat de cel puțin 30 de pagini cu diferite scenarii de discuții între mine și omologii mei din țările mai sus menționate. Într-o săptămână? În limba lor nativă. Mâine. La mine pe birou, la prânz. Astăzi. Barbara! Da, șefu? Măi, am înțeles că tu ești expert în fotbal și, bine, în sport în general. Dai deja definiții de termeni, de specialitate. Dar nu e adevărat, șefu. Eu am citit din palmă. Aha. Când vorbesc eu în timp ce mănânc, voi tăceți. Ca așa e frumos. Bun. Tu te vei ocupa de salvarea sportului românesc. Ce râs, dragă, că am ajuns praf la fotbal. Abia mai mișcăm în front. Și avem nevoie de oameni care știu tot, de la definiții până la exemplificarea tacticilor. Nu-i așa, domnișoara Copțaid? Copțaid. Dar am înțeles și eu. Da. Până mâine vreau să am la mine pe birou un plan de viitor care să ridice la un alt nivel sportul în România. Dar vreau un limbaj profesional, nu de titlu. Dalia, tot de la ședința ISU am înțeles că ești tare pe bucătăreală. Mai mult decât niște cartofi prăjiți și o omletă, nu prea știu, așa că asta cu bucătăreala... Dar vai, Dalia, nu mai fi așa modestă. Doar ai stat o noapte întreagă să pregătești prăjituri care de care mai alese pentru Răducioiul, nu? Sincer să fiu, l-am luat de la cofetăria aia. Cealaltă? Da, cealaltă. Mă rog, detalii. Păi bun, deoarece acum vine Crăciunul,
am zis să dai o mână de ajutor bucătarilor noștri. Da, da, pentru că o să fac un eveniment caritabil, știți voi, ca să folosim tricoul lui Răducioiu pentru fonduri către copii. Da. Și, sincer, avem ceva invitați. Mai precis, vreo 300. Oh, căcălău! Tu i-ai ajuns, nu? Că te pricep de minune. Da, eu cam asta am avut de zis și aș vrea să vă întreb dacă pe viitor vreți să mai mințiți în chestii importante. Nu, șeful, nu se mai pune problema. Și dacă vă atingeți de mâncarea mea, vă dau afară. Un domn. Hai că n-am obținut nimic episodul ăsta. Oricum, să știi că glumește, că eu îl cunosc mai bine, da? Îl cunosc de 1000 de ani. Emma! Căutați scobitori! Gata, suntem? Da, merge, liniște, vă rog. Scoate răul acesta. Nu mă, dar erau strâmbi. Deci să revenim la termeni de specialitate medicali. Cum se dice? Ce dracu? Inima mea ți aparține. Inima mea ți aparține. Asta era, mă. Ce dracu ziceam? Și tu să-i zici în italiană, cum se zice? Ce? Ai văzut? Eu atacant. Și eu fundașă. Și eu din orice poziție. Da, se vede. A fost la direct. Eu pot să joc în orice poziție. Asta trebuie să zici. Da, și eu pot să joc în orice poziție. Uite, simți cum se face pielea de găină când zic gol în Răducioiu. Știi, aia așa o putare. Dați-mă rol de femeie. Și tot am auzit, slavă Domnului, că ai fost Dita mai Colcheteru. Urtau-s-o! Așa știam și eu că lucrurile s-au cam schimbat, mi-a zis pupăză, căci că ți-a transformat Chiorete Alexa în clopodiță, și mine în clopodiță. Ce? Ce bucă? Nu vă supărăți, ce doriți să spune? Toată galeria? Și cam cât sunt? În toată țara, câteva sute de milioane. Bun, bravo! Bravo! Mamă, cum a ridicat, cum s-a... Asta înseamnă, băi, asta înseamnă gândire de campion. Câteva sute de milioane, mă, păi ce? Cu diaspora, cu tot, la? Bravo, exact, uite. Da, sigur, eu vă ajut, dar cum? Pentru că fie vorba între noi, eu mă... Da, exact, la trebuie concentrat. Ok. Acest